Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iartă și eliberează-te. Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul. Efeseni, capitolul 4, versetul 32. După ce a reușit să scape cu viață din teroarea și torturile din lagărul de concentrare nazist, Cori ten Boom se afla într-o biserică și vorbea, când s-a trezit stând față în față cu un bărbat care fusese unul dintre cei mai cruzi gardieni de care avusese parte în lagăr. Omul acesta o umilise și o persecutase sistematic, atât pe ea cât și pe sora ei, batjocorindu-le încă de la sosire, pe când se aflau la dușul pentru despăduchiere. Acum, bărbatul stătea în fața ei cu mâna întinsă, întrebând-o, mă poți ierta? Cori spunea mai târziu, am rămas în picioare cu inima înghețată, dar știam că voința funcționează indiferent de temperatura inimii. M-am rugat, Doamne Iisuse, ajută-mă! Fără niciun sentiment, mecanic, mi-am pus mâna în mâna care mi-era întinsă și în acel moment am simțit ceva incredibil. Un curent mi-a pornit de la umăr, a coborât prin braț și a țâșnit în mâinile încleștate. Apoi, acea împăcare caldă mi-a inundat întreaga ființă, aducându-mi lacrimi în ochi. Te iert, frate, am strigat eu din toată inima. Am stat mult timp ținându-ne de mâini, fostul gardian și fosta deținută. Nu am cunoscut niciodată dragostea lui Dumnezeu, la fel de intens cum am cunoscut-o în acea clipă. Am încheiat citatul. Biblia spune, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Trebuie să ierți și tu pe cineva? Treci dincolo de sentimentele tale și fă-o. În acel moment te vei elibera și vei putea umbla în pacea și bucuria Domnului.